Georgescu, omul record, și-a propus o nouă provocare. Sportivul cu performanță de excepție va nota 100 de kilometri, iar locația aleasă este Bazinul Olimpic Lia Manoliu din București. Acest lucru nu reprezintă un nou record, ci un tribut adus Federației Române de Natație și Pentatlon Modern pentru toate eforturile depuse în redeschiderea piscinelor în timpul pandemiei. Mult succes, să nu te plictisești, să ai în minte un mare repertoriu de muzică și de povești care îți plac și la sfârșit să ai satisfacția că ai reușit ce ți-ai propus. Paul, îți doresc să fii puternic și să ne arăți încă o dată că obiectivul tău, acela de a nota 100 de kilometri, este realizabil. Astăzi vei primi aplauze și felicitări din tot întreg complexul Lia Manoliu. Bravo, Paul! De ce sunteți acum aici, alături de Paul Georgescu? Am venit astăzi pentru a-l susține. Am încercat să notăm alături de el 1000 de metri. Am ajutat și am susținut cât am putut. Am vrut să-i demonstrăm că echipa Steaua este alături de el și îl susține și că este un model pentru noi. Este un moment istoric, nu aveam cum să lipsesc, tot eu, cât și colegii mei. Suntem aici pentru a-l susține pe Paul pentru această încercare, la care nu am niciun dubiu că va reuși. Este o onoare și un privilegiu să fac parte din acest colectiv minunat. Oameni care ne știm de aproape viață. Paul m-a determinat. Noi întotdeauna ținem aproape când unul dintre noi are un țel. Și mi se pare foarte frumos ce vrea el să facă. Mi se pare că vrea să noate foarte mult și m-a rugat dacă pot să vin să-l susțin. Și vreau să-l ajut. Paul asta a făcut până acum. A muncit foarte, foarte, foarte mult și iată că astăzi vrea să se autodepășească și vrea să arate tuturor că se poate realiza ceea ce îți propui. Paul ne-a obișnuit cu challenge-urile de acest tip. Cel puțin ieri am notat alături de el cam 3 ore și mie mi s-a părut foarte greu. Cât de greu este să fii Paul Georgescu? Cred că este extrem de greu, având în vedere toate performanțele făcute de acest om de-a lungul timpului. Are o tărie de caracter și o mentalitate foarte puternică și un psihic. Bine, și o pregătire fizică pe măsură. Mai greu decât e să fii David Popovici. Gândiți-vă la volumul de sacrificii pe care l-a depus Paul, la kilometri, la toate zilele, la toate orele de antrenament pe care le-a efectuat și care își pun acum un cuvânt foarte, foarte greu. E o misiune dificilă. Trebuie mulți ani de zile să te șlefuiești în felul acesta, încât să nu fie nevoie să-ți pui o mască pentru a fi plăcut. Paul Georgescu se simte bine așa cum este și el are tot timpul nevoie de provocări și de provocări mari. Este clar că nu este un om obișnuit. Este greu pentru ceilalți, pentru familie, pentru echipa lui, este greu să țină pasul cu el. Este deja un sportiv de mare valoare, este un om care a demonstrat că se poate autodepăși în fiecare zi, este o persoană foarte, foarte organizată și, ca să zic așa, pot spune despre el că este o persoană foarte, foarte muncitoare. Nu poți să realizezi astfel de obiective fizice fără să muncești foarte, foarte mult. Cred că este ceva foarte greu. Ca fost înotătoare pot să înțeleg acest efort. Cel mai mult am înotat, cred, 15 kilometri, dar 100 este ceva așa de domeniul fantasticului. Paul Georgescu, eu cred că are prea multă ambiție, prea multă determinare și poate prea mult perfecționism. E la fel de greu să fii în echipa Paul Georgescu. De cât de greu e să fii Paul Georgescu? Este greu să fii Paul Georgescu? Asta doar el poate să răspundă. De afară,
pare ușor, pentru că el se lansează în tot felul de proiecte, de nebunii, așa, ceva nemai făcut până acum și e interesant, cred. Nu știu cum e pentru cei de lângă. Eu cred că este frumos, să nu-i spun greu. Este foarte frumos. Paul Georgescu este o persoană foarte, foarte, foarte puternică. Care credeți că este atuul lui Paul Georgescu? Cred că perseverența, cred că nu are nicio limită în a-și urma visurile. E foarte important să fii tu, fără să te raportezi foarte mult la cei din jur. În primul rând, motivația lui Paul și faptul că el ne arată de fiecare dată cum să te autodepășești este un exemplu extraordinar de bun pentru noi toți. Clar, capacitatea mentală. Cred că mentalul joacă un rol foarte, foarte important, plus echipa care este alături. Atuul lui principal este echilibru. Ceea ce se vede în exterior, se vede persoana acea permanent dispusă să facă o glumiță sau să primească în spațiul lui, să spunem, intim, pe toți cei care vor să dea măcar cu ochii de performanță, dacă nu vor chiar să o încerce și fizic. Care este atuul lui Paul? Cred că ambiția fără limite. Ambiția este pe departe unul dintre cele mai mari aturi ale lui. Atuul lui e că vrea să facă lucruri, să deschidă drumul pentru cei care vin după el. Nu neapărat din prisma notului, ci că se desfășoară în bazin. Este foarte monoton, foarte greu e notul. Avem clor în bazin, avem soare foarte puternic mai mult de 16 ore pe zi și toate lucrurile acestea fac ca această cursă să fie extrem de dificilă. Nu știu, mie mi se pare extraordinar, nici nu pot să mă gândesc la asta, adică mi se face pielea de găină. Îmi doresc din tot sufletul să reușească, să-și îndeplinească visul, pentru că ăsta este motivul pentru care și înoată. Și sunt convinsă că de fiecare dată își va îndeplini misiunea. Tati este bun și tati va reuși. Ce a reprezentat această cursă pentru tine? Am făcut această cursă pentru a mulțumi Federației Române de Natație. Am zis să fac ceva, un gest care să unească toți iubitorii natației și așa a fost. Orice gânduri negre îmi trec prin cap când în stânga și în dreapta sunt, începând de la prima medaliată Anca Pătrășcu și terminând cu David Popovici, care va fi viitorul medaliat la Olimpiada acum din Tokyo. Sunt sigur de chestia asta. Îți dai seama că a fost un lucru extraordinar. Pe timpul nopții au venit foarte mulți notători și toată noaptea au notat lângă mine, chiar și copiii de la școală. A fost greu pentru că am avut niște stări neplăcute la stomac. Sunt obișnuit cu asta, mi s-a întâmplat și în Dunăre și peste tot mi s-a întâmplat și în prima experiență din canalul Mâneci. E o atmosferă care trebuie văzută ca un ansamblu. Nu este doar că a înotat 100 de kilometri. E cum ai înotat acești 100 de kilometri, este cel mai important. Am trecut prin emoții diferite de cele de până acum, pentru că e o altă încercare, de alt tip, un bazin, o anduranță diferită de cele de până acum. Mesaj pentru Paul, să continue cu aceeași pasiune, aceeași dăruire și cred că își va împlini toate dorințele. Eu îi țin pumnii. Sper că știi că ești unul dintre idolii mei și e foarte tare ceea ce faci, indiferent ce reușești, ești un exemplu de urmat, clar. Știu că de fiecare dată tu îți îndeplinești misiunea, îți îndeplinești visul. Pentru mine este o plăcere și o bucurie să fac parte din echipa ta și împreună să putem să arătăm și altora că limita este doar în percepția noastră, nici măcar în fizicul nostru. Paul, ești cel mai tare și tu știi asta. A fost o atmosferă superbă, nu mă așteptam la așa frumoasă atmosferă.
Felicitări, tati! Catena Farmacia Inimii susține campionii.